Crăiasa zăpezii de Hans Christian Andersen. A fost odată o oglindă făcută de diavol, în care toate lucrurile se reflectau de andoaselea. Chipul unei persoane bune se schimonosea și devenea rău, iar o privire plină de ură părea o ocheadă de iubire. La un moment dat, oglinda se sparse și cioburile se împrăștiară prin lume, răspândind puterea lor diavolească. Dacă le intra oamenilor în ochi, li se înrăia sufletul. Dacă le ajungea în inimă, ea devenea de gheață. Pe vremea aceea, într-un oraș mare locuia peste drum, unul de altul, un băiețel, Căi, și o fetiță, Gerda. Țineau foarte mult unul la celălalt și, ca semn al prieteniei lor, vrejul de mazăre pe care Kay îl avea la fereastră se unea pe deasupra străzii cu trandafirul din curtea fetiței. Într-o seară, în timp ce privea pe fereastră cum ninge, Kay văzu un fulg de nea transformându-se într-o femeie foarte frumoasă, în întregime din gheață și totuși însuflețită. Se sperie când auzi că necunoscuta îl strigă pe nume, dar vedenia dispăru într-o clipă. Băiatul nu avea de unde să știe că o văzuse pe temuta crăiasă a zăpezii. Trecu iarna și, într-o după-amiază de primăvară, în vreme ce copiii răsfoiau o carte, Kay îi spuse Gerdei: "Mă înțeapă inima și parcă mi-a intrat ceva în ochi." "Stai liniștit, nu văd să ai ceva," îl asigură Gerda. Dar în realitate, două cioburi din oglinda diavolului pătrunseseră în trupul bietului Kay. "Ce urâtă ești," îi spuse el imediat copilei și rupse doi trandafiri de pe balcon, apoi plecă. Din acea zi, băiatul se făcu tot mai obraznic și nimeni nu știa din ce cauză. Numai Gerda îl iubea în continuare. Iarna veni mai devreme decât de obicei și într-o zi, jucându-se în zăpadă, Kay o văzu venind spre el pe frumoasa femeie pe care o zărise cu un an înainte, seara, de la fereastră. Creasa se opri în fața lui și îi spuse să-și lege săniuța de sania ei mare trasă de un cal alb. Apoi porniră în goană prin zăpadă. Kay era fericit. Dintr-o dată sania se ridică de la pământ și străpunse norii, trăgându-l după ea pe băiatul tot mai înspăimântat. În cele din urmă coborâ pe o imensă întindere de gheață. "Vino în brațele mele," spuse creasa zăpezii, "să te încălzesc." Kay se lăsă îmbrățișat și simți cum îl trece un fior ca de gheață, când cele două buze reci îl sărutară pe frunte. Creasa îl sărută din nou și băiatul a dormit, uitând de Gerda și de viața lui trecută. În același timp, Gerda fu deznădăjduită, îl căuta peste tot. O porni spre râu, văzu pe mal o barcă părăsită și sări în ea. Pluti toată ziua și când se lăsă seara, trase la țărm. Acolo, într-o căsuță, locuia o vrăjitoare care o primi cu bucurie. Îi plăcu atât de mult de fată încât vru să o oprească la ea. O puse să-i spună povestea ei și, în timp ce Gerda vorbea, îi trecu prin pletele lungi un pieptene fermecat, făcând-o să uite trecutul. Gerda rămase să trăiască acolo, dar văzând un trandafir, își aminti de planta de la fereastra ei și de prietenul ei, Kay. Cu sufletul pustiu, fugi în pădure și când se opri să se odihnească, văzu o cioară ieșind din trunchiul gol al unui copac lovit de trăznet. "Îl cauți pe Kay? Știu eu unde este. L-am văzut plecând cu creasa zăpezii," spuse pasărea. "Și unde se află împărăția ei?" întrebă fetița.
în Laponia. Uite, renul acela s-a născut acolo și ar putea să-ți arate drumul, răspunse cu amabilitate Cioara. Gherda se apropie de renul pe care îl arătase Cioara, îi cuprinse gâtul cu brațele și îi spuse: Te rog, ajută-mă să-mi găsesc prietenul. Animalul blând se învoi și copila urcă în spinarea lui. O zi și o noapte renul alergă prin pădure până când ajunse în tundra înghețată, scăldată în lumina aurorei boreale. Când Gherda descălecă înaintea castelului de gheață al Creesei Zăpezii, mii de fulgi de nea se năpustiră asupra ei. Dar copila nu se dădu bătută și intră în palat tremurând de frig. Acolo, în sfârșit, își găsi prietenul. Din păcate însă Kay nu o recunoscu. Atunci fata îl îmbrățișă cu lacrimi în ochi, iar lacrimile ei atinseră în adâncul inimii și îl dezlegară de blestem. Băiatul se trezi din somnul său îndelungat și văzând-o pe Gherda, ochii se umplură de lacrimi care îi scoaseră și cel de-al doilea ciob. Și astfel, datorită iubirii Gherdei, cei doi copii reveniră acasă împreună.